Ce poate fi mai înfricoșător decât aceste lucruri? Că biserica este cer și că mai înainte și casele erau biserici, iar acum biserica este mai defăimată chiar decât o casă. Că într-o casă este rânduială și fiecare își face slujba lui, iar în biserică este mare tulburare și neîncetată frământare de lume, ca într-un târg. Și doar știți că biserica nu este loc de petrecere, ci loc sfânt și îngeresc, este împărăția lui Dumnezeu și însuși cerul. Aduți aminte de sfânta masă aceasta, pentru ce pricină este pusă și cine se află pe ea. Știu că cel nebotezat nu cunoaște această taină, dar tu știi ce să înțelegi când auzi pe prorocul zicând, așa zice Domnul, depărtați-vă de la pământ și vă suiți la cer. Că biserica cer se numește. Aduți aminte al cui nume se cinstește în biserică. Iar acum voi faceți în biserică mai mult râs decât în târg. Că la adunările voastre lumești stați liniștiți și nici o gâlceava, nici vorbă, nici strigare nu se face între voi. Iar aici, unde Dumnezeu din cer vorbește sfinte și înfricoșătoare lucruri, cei ce voiți să vorbiți de șertăciuni vă aflați ca la o petrecere. Au doar nu aveți case? De biserica lui Dumnezeu nu țineți seama și vorbiți și cu cei ce voiesc să tacă. De vorbiți de ale voastre treburi nu vă opresc, dar vorbiți acasă la voi, la masă, la baie și la târg. Dar la biserică este loc al petrecerii cerești, loc de rugăciune și de învățătură, loc de mântuire. Iar voi faceți din biserică iarmaroc, prăvălia schimbătorilor de bani, loc de împodobire a femeilor, unde ne umplem ochii de desfrânare, loc de vânzare și cumpărare, loc unde se pun la cale casele, oastea, judecățile. Toate la biserică le poți vedea. Noi, în toate zilele, ne întrebăm și ne îngrijim că doar veți câștiga ceva de folos la biserică și așa să vă duceți acasă, iar voi mai vârtos spre sminteală și spre păcate vă adunați, în loc să vă curățiți de ele. Deci roagă-te ca să înțelegi, iar mai vârtos se cade a tăcea, ca liniștea și tăcerea ta primindu, Dumnezeu să te facă pe tine înțelept. Iar dacă nu poți să taci, ești în biserică, să nu fie altora spre sminteală. Un singur glas se cade să fie în biserică, precum suntem un singur trup al lui Hristos, așa și o singură lucrare este Sfânta Biserică, adică să stăm cu frică, să ascultăm, să luăm aminte și să ne rugăm. Că și episcopul tăcând, stă și slujitorii una cântă, iar noi toți răspundem într-un singur glas. Deci să nu lăsăm adevărul alergând după umbre și năluci. Slobozi să ne facem de lucrurile vrăjmașului și de răutățile ce se fac între noi. Să deprindem, în loc de lăcomie, milostenia, iar în loc de ură, iubirea de oameni. Și așa făcând, ne vom îndulci de bunătățile cele de acum și de cele ce vor să fie prin Iisus Hristos, Domnul nostru, a căruia este slava în veci. Amin.